make you make click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Far Cry 2. Hai să vedem ce misiuni mai avem și noi și... e aici aproape una, frumos. Hai să mergem. Data trecută am făcut o grămadă de chestii să bubuie, ceea ce îmi place mie să fac în jocul ăsta. Oho, deci ne luăm munții în partea aia, sper că sunt diamante în zonă, dar n-am chef deloc să caut diamante acum, nu știu. Hai să mergem noi mai repede. Bă, da, o mașină nu-i pe aici. Acum presim că am trecut pe lângă câteva mașini episodul anterior, dar nu mai trebuie prin cap să le iau. Hai mă, nicio mașină pe aici, hai mă, piși pe ele. Hai că mergem pe jos până aici. Fugi, 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 ăștia trag în noi. Perfect. Adăm cu Kalashnikov-ul. Mamă, direct răzbuie aici. Hai să le dau la mea. Ia mă, direct cuțite, direct cu. Misiune completată, deci am avut doar să-l salvez pe boșorogul ăla. Obiectiv updatat, frumos. Ia mă, unde trebuie să merg? Am aici o fi ceva tuși de lutat, nici nu știu. Asta nu-i de luat, asta e de luat. Am așa, mă sui aici, găsești ceva? Nimic. Muniție. Exact ce-mi trebuie. Asta e full, asta e full. Să încar și asta. Mamă, câtă munții de uzi pot să car. Câtă munții de uzi am. 150 de gloanțe. Era fain să pot trage cu două uziuri. Chiar că ai fost frumos. Uite-l pe boșorogul ăsta. Iar bă, care să trag în el. Cu plăcere, bă, că te-am ajutat. Uite o mașină aici. Ce vreau să văd? Am vreo misiune în zonă. Uite la antena aia acolo, pot să merg. Marșalier. Să mergem. Hai, du-te, du-te. Uite pe unii, hai să ne bușim cu ei. Spoc! Am dat cu uziu direct. Hai să luăm jeepanul ăsta. O fi demergiuită mașina asta altă care a venit. O, hai că ăsta se aude motor ca lumea. Ok, scoatem mapa. Am spus scoatem mapa. Ok, și antena în partea asta. Unde trag ăștia? Undeva pe acolo se pare. A venit ăsta pe mine. Ia vino încoace. Hai că l-am tăiat să-i ajungă. I-am dat la tăieturi. Ia urcă puțin. Hai, răspunde la telefon. Iar și asta cu vocea lui. Da, mă, atât de drept. Chiar deși ăsta avea mitralieră. Ia mai vreo mașină în partea aia ca să plec de aici. Fugi, fugi, fugi. Ia mai departe. Fui în mijloc, în pala, acolo. Trebuie să ajung. Acă învăța și un pic din mapă. Mă, care ești mei crești? Că bă, toți vă omor. Dacă ar merge în direcția bună, merg în direcția opusă. Deci în partea asta e pala. Să-mi iau o mașină. Trebuie să mă întorc acum. Hai, trebuie să-mi iau mașinile alea parcate acolo. Adică aia cu care am venit, de fapt.
fugi tu mai repede. Vreau să termin episodul astăzi, dacă se poate. Ia, văd că e ceva pe jos. Ce-o fi asta? Un butoi. Hai să-și cum fotbal cu el. Haida! Ok, ce dracu a bubuit. E fain, mă joc cu un butoi și bubuie. Awesome. Mă, câte mașini pe aici. Hai cu asta. Mașalier. Încă un prim mașalier. Să plecăm de aici. Bun, deci trebuie să ajungem în Palau. Sper să ne împușcăm acolo. Mie îmi place să mă împușc în jocul ăsta. N-aș parcă te pune să te plimbi mult. Înțeleg chestia cu open world, dar nu știu, parcă n-are farmec așa. De primul săbăticie, unde nu prea nimic, mai găsești 2-3 namiști, cam atâta. Parcă nu e ca la GTA când e altfel, te plimbi prin oraș, se strica mașina, se mai e una, nu știu ce, parcă e altfel. Sper că e bine că o iau pe aici, să nu mă bag prin burieni că iar sar în gârlă. Bă, fi bărși pe aici, să ajung cu barca. Ceva, nu mai ajung barca, merg direct pe pod. Ok. Și m-am dus dracu. Am și un talent să conduc să moară Gibilan. Dacă și ăsta se urcă pe aici. Parcă mai fost pe aici. Hai că sunt bărci aici. Ah, asta era umbra de la pod, că e pod acolo. Hai, bubuie. Cred că a bubuit. Sărmă. Hai că i-am dat foc fraierului. Arză-te ar focul, cum s-ar zice. Hai mă urcă în barcă. De unde dracu? Iar am căzut în apă. Hai că sunt atacat aici din toate părțile să moară Gibilan. De dracu mai trag ăștia. Hai că iau barca aia și plec. Urcă. Bagă-te aici. O luăm înainte acum. Ia mai departe pala. Unde trebuie să ajung. Dacă ar schimba și mapa odată, ar fi și mai bine. Hai că nu-i chiar așa de mult. O să ajung decât repede. Mă, ce mișto mi se mișcă acum părul aici. Hai că e bună și placa asta. Se mișcă mai bine jocurile și dau graficile mai mari. Mă rog, doar asta aveam grafica dată la low. Acum am dat-o la mediu. Mai trebuie să schimb RAM-ul și procesorul. Ca să joc jocul ăsta. Hai, dar chiar și așa. Pe placa asta merge și Far Cry 3-ul. Pe la... tot cam pe la aceeași grafică. Am văzut că m-am uitat pe Game Debate la cerințe pentru Far Cry 3 și am văzut că îți merge și la minim 2 GB de RAM și la maxim sunt 8 GB. Deci pe scurt ai la setări de grafică la Far Cry 3 destule. Hai că aici în pala trebuie să ajung pressing, că trebuie să mă puși cu careva. Iată jos de aici. Ok, hai să mergem pe aici. Să vedem, trebuie să ne împușcăm sau ce trebuie să facem? A, nu trebuie să mă împușc. De mi-ar ta aici ținta cu roșu. Ok, în partea asta trebuie să merg. Aha, în casa asta trebuie să intru. Te-am o pun de intrare. Pe partea asta. Aia, nu aici. A, în biserică.
cred. Da, uite-l pe Popa acolo. A, bune. Îmi zice că nu mai are de al de malarie. Hai că tot m-am făcut o misiune. Pe scurs, vreau chestiile alea și fac rost de, da, de malarie. Și tot nu aici avem misiune. Dar unde dracu? Trebuie să-l omor pe unul seamnă. Da, pe bulangiul ăsta trebuie să-l omor. Ok, l-am asasinat, acum să plec. Mă vânează negrotei după aia. Fugi, fugi, fugi. Fugi ca nebunul, fugi cu cuțitul, că mergi mai repede să dau la counter effect. Escape de așa. Hai, e vreo mașină pe aici? Da, uite una. Hai că nu vine așa pe mine, e bine. Dăm cu mașina asta, e să plecăm. Gata, hai că am scăpat din zona nașpa. Ia mă, unde am misiunea totuși? Pff, la mama dracu. R. Moa. Hai să mă întorc totuși să mai iau o misiune de aici. Că am scăpat de urmărire, deci pot să mă întorc. Unde pot să iau de aici, de la chestia asta cu Africa? Stai pe aici, trebuie să mă... Aia, e blocat drumul. Dă-te mă jos de la volan. Trebuie să iau înainte și... Să intru aici. Hai, percheziționează-mă. Zice fără weaponuri, deși am la mine și mitralieră și Uzi și tot ce trebuie. Hai să ne luăm o misiune și de aici. Și cred că ăsta e episodul și în episodul următor băgăm misiuni la greu. Să termin și o dată cu jocul ăsta. Presim că o să țină vreo 40 și ceva de episoade ăsta. Nu știu, dar cred că ăsta e genul ăla de joc care te plictisești să-l joci și nu se mai termină. Gen tânăr și neliniștit, numai că la serial. Hai, îmi dai și voi misiunea astăzi? Ce zici la mine? Sper că e vorba de aur. O, milioane de dolari e vorba aici. Sună interesantă misiunea. Deci pe scurt o să fie fain. Deci mi-a dat misiune, tot nu mi-a dat-o. Stai alec, numai unde ăsta mi-arată. Așa, dă mectele. Hai mă, dă ăsta încoa. Gata, misiunea acceptată, ne-a făcut și cu diamante. Ok. Pe scurt, ceva de aur de iepăzi, trebuie să mă urc acolo să nu mă ating de tezaur, deși e prea mult ca să pot crede unul singur. Sună interesantă misiunea asta. Ia să ne uităm pe mapă. Ok, zoom out. Pff, cum ajung? Păi clar, mă duc la aia galbenă și de la aia galbenă mă duc la aia roșie. Ok, ne sună din nou telefonul, hai răspunde la iPhone 7. Misiune 90 la asta. 3 misiuni.
Păi aia zice așa, mă duc la aia galben episodul următor, mă duc aia la autobuz, îl iau acolo, fac albastră și mă duc la roșii și cam mai e. Bun, deci cam asta a fost și cu acest episod din Far Cry 2. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste Dusk, tu cap în gură, butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!